Ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună ouă, ochiuri în smântână. Este o rețetă simplă și rapidă, extrem de gustoasă. Ce ne trebuie pentru această rețetă? 300 de grame de smântână. Eu am smântână de la Țărani foarte grasă. O lingură de unt. Am lăsat cu lingura ca să vedeți cât trebuie. Puteți folosi și ulei de măsline în loc de unt, dacă doriți. 3 ouă, un cățel de usturoi pe care l-am tăiat cu bulețe, o jumătate de linguriță de sare gunjoasă și puțin piper, dacă doriți. Eu folosesc piper negru. Puteți folosi piper alb sau, dacă nu doriți, uite, puteți să nu folosiți piper deloc. Cum procedăm mai departe? Punem untul la topit, adăugăm și smântâna. Punem și sarea și usturoiul. Lăsăm totul să dea în flocuri. Spargem câte un ou într-o ceșcuță. În felul acesta oul își va păstra forma inițială. Când smântâna dă în clocot, adăugăm pe rând ouăle. Reducem focul și lăsăm la foc mic să se coaguleze oul. Dacă doriți ca gălbenușul să fie moale, se lasă 3 minute. Dacă vreți ca gălbenușul să fie tare, să fie oul bine pătruns, se lasă undeva la 5-6 minute. Așa arată ouăle ochiuri în smântână. Îmi place să pun deasupra puțin piper proaspăt măcinat. Pentru o notă picantă puteți folosi piper negru sau piper alb sau fulgi de ardei iute uscat. Puteți lăsa fără piper dacă nu vă place picant. Puțin piper proaspăt măcinat la final dă un plus de gust preparatului nostru. Cum arată? Albușul este foarte bine făcut, da? Așa arată. Este bine făcut albușul, iar gălbenușul este ușor fluid. Așa arată. Este minunat de gustos. Vă recomand să probați, să serviți alături pâine proaspătă de casă sau o măliguță caldă, cum doriți. Vă invit să probați rețeta. Vă las dedesubt rețeta scrisă, rețeta de pâine de casă, rețeta de mămăliguță. Veți găsi mai multe sugestii. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai gătim împreună mâncăruri simple și gustoase. La revedere!